Catedrala istorică Sfântul Mare Muncenic Gheorghe din Caransebeș și-a cinstit ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în prezența unui număr însemnat de credincioși, atât din municipiu, cât și din alte localități. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Catedrala Istorică Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Gheorghe Dobreanu al acestei catedrale. Dacă ieri le-am pomenit și le-am cinstit pe femeile purtătoare de mir, iată astăzi, 23 aprilie, îl pomenim și îl cinstim pe mucenicul lui Hristos Gheorghe, purtătorul de biruință. Ne bucurăm foarte mult că astăzi am slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Istorică din Caransebeș, închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În această catedrală au fost găzduite toate evenimentele importante care au marcat istoria episcopiei Caransebeșului, inclusiv cel de-al treilea episcop al Caransebeșului, tocmai în Duminica Tomii, a fost înscăunat în această catedrală ca episcop al Caransebeșului, Duminica Tomii 1910. De asemenea, ne-am bucurat foarte mult că atât preoții slujitori de la această catedrală, cât și credincioșii, au venit îmbrăcați în haine de sărbătoare, au venit ca împreună să-l cinstim pe mucenicul lui Hristos, cel care a înțeles de plin mesajul Evangheliei Mântuitorului din această zi. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Mucenicul lui Hristos a înțeles acest cuvânt al Mântuitorului, de aceea și-a asumat crucea și jertfa, și-a asumat martiriul pentru că a dorit să-L urmeze pe Hristos până la sacrificiul suprem. Catedrala istorică din Caransebeș are o istorie bogată cu realizări și evenimente importante pentru oraș și pentru trecutul întregului Banat. În această biserică au fost instalați toți episcopii Caransebeșului. Fără îndoială că sărbătoarea de astăzi, pe lângă reverberațiile spirituale, are și o importanță istorică. Spunem aceasta pentru că în Catedrala Istorică a Caransebeșului au fost instalați toți episcopii Caransebeșului și au început activitatea de apostolat din scaunul arhieresc al acestei catedrale. Dar pe lângă aceasta, Catedrala Caransebeșului a rămas un bastion al idealului național. În Catedrala Caransebeșului, încă dinaintea anului 1918, s-a făurit, s-a conturat și s-a promovat adevăratul ideal național, care s-a concretizat, iată, în 1918, atunci când, din această catedrală episcopală, închinându-se episcopul Elie Miron Cristea, împreună cu delegația Caransebeșului, au pornit spre Alba Iulia, unde au purtat standardul idealului național la cele mai înalte cote. Praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, este pentru noi un prilej de aleasă bucurie. În această zi, catedrala istorică pusă sub ocrotirea acestui sfânt, prieten al lui Hristos, ne-a adunat pe toți în rugăciune, în jurul Părintelui Episcop Lucian, care ne-a binecuvântat și ne-a întărit în credință să fim și noi biruitori asupra tuturor încercărilor care vin asupra noastră. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, izbăvitor al celor robiți, săracilor, tămăduitor, celor bolnavi și neputincioși, întăritor în credință și neputință și conducătorilor ajutător, este pentru noi un model de viețuire pentru cealaltă vreme a vieții noastre. Înainte de reînființarea episcopiei în anul 1994, catedrala din Caransebeș a fost singura biserică ortodoxă pentru credincioșii din urbea de pe Timiș și Sebeș.